Mihaela Tatu mai împlinită ca niciodată. După ce a făcut mai multe excursii spirituale, a atins o stare de liniște la care mulți doar visează. Mai mult decât atât, este speaker motivațional și are planuri mărețe chiar pentru începutul de an. Despre ce este vorba, ne spune chiar acum Mihaela. În primul rând, mulțumesc pentru invitație, arăți foarte bine și mă bucur că dau peste o domnișoară atât de drăguță, care nu vorbește cu mine cum au făcut fetele din garderobă, numai despre mâncare și despre dulciuri. Nu, despre mâncare, vorbim despre suflet. V-am părât. Despre vacanțe. Suflet. Despre vacanțe. Cred că înainte de a vorbi despre lucruri, uite, aici sunt în Peru, de exemplu, din grupul de 7, sunt singura care am urcat la 5200 de metri la Rainbow Mountain, aici sunt în Machu Picchu. Însă aș vrea ca înainte de această poveste pe care am trăit-o, alimentând, iată, în aceste momente extraordinare, cu energie, energia amintirii bune a acelei perioade, aș vrea să vorbesc despre ce aș vrea să fac. Te rog. Pentru că mi-ai spus că sunt împlinită. Împlinirea nu vine decât atunci când reușești să împărtășești din prea plinul tău și din tot ce ai dobândit până la o anumită vârstă din punct de vedere al experiențelor, expertizei într-un domeniu. Și pentru mine luna ianuarie începe deja din 11. În 11 ianuarie voi fi aici pentru că, nu știu dacă știi, există un program care se numește Restart Six Seniori, în care împreună cu Alexandru Ilie, care este un medic kinetoterapeut, am făcut un program de exerciții de întreținere a musculaturii și a stării de confort a generației de seniori, da? Din care eu fac parte, tu vei ajunge. Și volumul 1 a avut un succes extraordinar. Acum așteaptă toată lumea cu nerăbdare volumul 2. Dragii mei, să știți că data de 12-13 ianuarie, alături de Alexandru, vom înregistra volumul 2. Da? Restarting. Da? Restarting. Deci... Apoi finalul lunii ianuarie mă așteaptă. Uite, ce fain. Aici sunt... asta e cu voi. Da? Cu voi. Voi ați venit și mi-a lăsat luat interviu. Da, un interviu cu o asociație a unei femei. Finalul lunii ianuarie mă așteaptă la Londra. Bun. Mă va găsi la Londra, tot așa, într-un curs nu de dezvoltare, nu de, cum spuneai, speaker motivațional, nu ăsta e jobul meu, dar... ci trainer în tehnica și arta livrării discursului, respectiv comunicare. Asta mă voi duce să fac acolo și asta voi face și în prima jumătate a lunii ianuarie. Ai acumulat ca să împărtășești. Da. Ce ne transmiți? Ceva important? Ceva ce-ți dorești să fie ascultat? Am observat, am avut două zile de training și este fabulos cum niște orgolii reușesc să împiedice procesul de învățare, de experimentare a unor lucruri noi. Ce mi-aș dori să împărtășesc tuturor este dorința de a renunța. Uite, aici sunt în India. În India, de unde tocmai m-am întors și a fost extraordinar. Am stat 10 zile într-un ashram, aici sunt în Rishikesh. Și am reușit să... Așa mâncam, da? Stăteam pe jos și mâncam. Am avut grijă de alimentație. Apropo de asta, ai fost în foarte multe excursii spirituale. Cea mai puternică? Să le zicem călătorii. Călătorie spirituală. Cea mai puternică. Există cea mai puternică. Fiecare a venit cu câte ceva. Totul a început cu Camino, cu El Camino de Santiago de Compostela, unde a început tot procesul ăsta de dorință de a mă întoarce către mine. Așa, să văd cam de unde vin, încotro mă îndrept, ce am de corectat la mine, de ce unii oameni... Ce anume din comportamentul meu declanșează ceilalți ceva? Ce anume din comportamentul celorlalți declanșează în mine ceva? După aceea au urmat Mexic, India, de două ori Bali, pentru că m-ai întrebat. Yeah. Peru, iată, a fost extraordinar. Un proces de călătorie înspre interior, prin acea meditație Vipassana, în care 10 zile nu vorbești deloc. Au fost tot felul de călătorii extraordinare. Și totuși... Egiptul, Iordania, fiecare călătorie are magia, farmecul ei în funcție de energia locului. Cel mai important lucru pe care l-ai învățat și ai vrea să ne-l împărtășești și nouă? Să lași deoparte tot ce crezi că știi și ești. Pentru că în acest moment eu reprezint cunoașterea mea în urma unei experiențe de aproape 60 de ani, iată, până în momentul ăsta. Însă asta nu înseamnă că dețin adevăruri sau am niște păreri. Sunt foarte deschisă, flexibilitate și maleabilitate. Să nu ne apucăm să punem etichete până când nu cunoaștem care este povestea omului. Poveste la care te raportezi în funcție de experiența ta.
tot ce faci, să faci gândindu-te că ai nevoie să te simți împlinit. Tot ce faci, să faci gândind că un anumit fel de gândire îți aduce o stare de sănătate. Tot ce faci, să faci cu sens. Să știi, da, cu sens. Asta cred că mi-aș dori să conștientizeze fiecare ființă umană. Să facem lucrurile cu sens, gândind că generăm tot felul de consecințe în urma acțiunilor noastre. Cum fie se că desfășoară o astfel de excursie? Pornim noi într-un grup, aici am fost 10, în Peru am fost 7, foarte bine organizat și vă recomand Soul Retreat, agenție care are acest scop de călătorii. Peste tot unde am fost, am fost cu Adriana Armanu. Sunt foarte bine structurate în funcție de locurile unde urmează să mergi și ce ai de făcut. De exemplu, n-am apucat în Peru, n-am făcut ayahuasca exact când am intrat în țară. A trebuit întâi să ne acomodăm, am fost întâi la Rainbow Mountain, la lacul Titicaca, am vizitat Secret Zone, după aceea am ajuns în acel retreat în Valea Sacră și după aceea am fost și am vizitat Machu Picchu și pe final Lima. Cusco, bineînțeles, trebuie vizitat obligatoriu pentru că este capitala antică a acestui stat extraordinar. Wow, cum mâncați! Da. Mi-ai spus mai devreme că mâncați... Da, a trebuit să treacă ceva timp până m-am obișnuit cu mâncarea picantă a indienilor și m-am străduit din răsputeri să o adaptez cerințelor corpului meu, pentru că eu nu mai am colecis și trebuie să am grijă ce mănânc. Însă a fost atât de curată mâncarea și atât de simplă. Mâncarea indiană e foarte simplă și sănătoasă. Mâncarea din Peru este foarte... Peruanii sunt mai mult vegetariani. Când au venit spaniolii, au început să mănânce mai multă carne. Aici tot în Peru. Apoi, cum e alimentația mediteraneană? Este simplă, curată, cu puține ingrediente și care folosesc. Aici sunt în România, la Festivalul Tradiții Argeșene, în Corbene Argeș. Un alt loc extraordinar, pentru că locurile minunate nu sunt doar în străinătate. Există locuri spectaculoase și în România. În concluzie, eu cel puțin așa am început cu țara mea, mi-am cunoscut-o, am fost în anumite locuri deosebite și după aceea mi-am dat seama că e bine să ai o viziune cât mai amplă, da. Vorbeai despre a te descoperi. Când te-ai descoperit pe tine? N-a fost ușor deloc. Ai nevoie și de curaj și de bucurie, și de curaj și de sinceritate, pentru că pe Camino am făcut-o. Și iată că din 2012 au trecut 10 ani de când am fost pe Camino. Ce nu mi-a plăcut? Da. Totul mi-a plăcut acolo. A fost o stare de disconfort cumplită, însă mi-a plăcut pentru că acolo energia oamenilor este alta. Există compasiune, există generozitate pe drum. Nu puteai să te oprești pe drum și să nu se oprească cineva să te întrebe dacă ai nevoie de ceva. Este o stare care se perpetuează și când vii în țară și o lungă perioadă de timp am avut. Eu m-am întors fizic, dar interiorul meu rămăsese pe Camino de Santa, drumul Sfântului Iacob în nordul Spaniei. Acolo m-am întâlnit cu mine aia, că ești singură pe drum. La ce Dumnezeu să te gândești? Te gândești la rate, te gândești la copil, la părinți, la trecut, la iubiri, la... După aceea ajungi într-un moment de saturație timp de 6 săptămâni, 826 de kilometri, singură pe drum, în care începi să-ți pui întrebări. Bine, dar tu de unde vii? Încotro te îndrepți? Care e lecția ta de viață? Ce moștenire lași în urmă? Ești pe calea ta? Ce te împiedică să fii pe calea ta? Și începi, descoperi comoditate, procrastinare, dorința de control, posesivitate, lene, iluzii că tu ai fi buricul pământului, conștientizări, efecte de wow, lacrimi multe, wow, uite ce am stricat din cauza și nu datorită. Dai telefoane și-și ceri iertare pentru un comportament despre care tu credeai că e firesc. E bine, dar pentru asta ai nevoie de curaj să te uiți în tine, să vezi exact ce peste ce dai și sinceritate să recunoști, să pui degetul și să zici: hai să mă apuc să lucrez un pic la mine, pentru că nu e ușor să lucrez la tine. Am eu o vorbă: viața e formată din evenimente pozitive și evenimente, băieții, educative. Și alea educative îți dau peste ceafă.
cât timp le conștientizezi, își dai seama de ce au venit în viața ta și începi să lucrezi la tine, e ok. Dacă nu, rămâi acolo unde ești. Îți mulțumesc tare mult, am fost fascinată să te ascult. Mulțumesc. Iar eu sunt încântată de invitație și mai vreau. Mulțumesc mult, sărbători fericite. Mulțumim și noi.